Deși se află încă la vârsta junioratului, Adina Diaconu a reușit să promoveze anul trecut în lotul de senioară, alături de care a participat la europene. Datorită performanțelor sale, eleva antrenorului Petre Arnăutu a fost invitată să ia parte și la campionatul mondial, competiție care se desfășoară în această perioadă în Malaezia. La acest moment ea se găsește în Malaezia, echipa României având două victorii și o înfrângere la China, deci sunt drum bun, atâta timp cât au victorii la echipele celelalte, chiar dacă nu câștigă la China, nu e nicio problemă, pentru că primele două din grupă vor merge mai departe. Asta spune că au șanse reale să intre în primele 8 echipe din lume. Sigur, Adina este o jucătoare deocamdată foarte, foarte tânără. Faptul că a fost selecționată este o performanță și lucrul ăsta ne bucură, pentru că ea este o jucătoare de perspectivă și de ce nu în următorii ani ea va fi poate jucătoare de bază în echipa de senioare. Arnăutu crede că Adina își va face datoria la mondiale în cazul în care antrenorul seniorilor va decide să o introducă în joc. De altfel, ea a jucat cu China, însă era imposibil să poată câștiga, pentru că știm foarte bine de forța de joc a reprezentantelor Chinei. Și nu pot să zic că a jucat foarte slab, pentru că a reușit să facă chiar 9 puncte într-un set. Deci asta arată că ea s-a luptat, a încercat, însă deocamdată la acest nivel se găsește sportiva noastră. Adina continuă să facă furor și la junioare, unde recent a fost desemnată junioara anului 2015 de către o revistă de specialitate.